local. Doresc să fie informați oficial cât strângem, cât dăm la București și cât primim înapoi. Adică de la 120, mă, cât ai spus 120 de milioane de euro să primești 111 milioane? Sau să aduci numai 70 de milioane la buget și să primești 80 ca alt județ? Nu mai. Deci sibienii s-au cam săturat de pățeala banilor. Deci asta e un punct unul. E foarte scump. Și eu trebuie să le dau și un răspuns. Deci ei ar dori, totuși, că deja circulă zvonul care nu sunt ok, corecte, circulă că aici dumneavoastră sunteți de vină. Nu, că nu știu, nu pot să vină toți aici. E foarte simplu, scrisoare acasă, atât am ăla și atât am primit și atât am primit. De ce vă spun lucrul ăsta? Și profit acum că și de domnii consilieri și de o parte și de alta. Că întotdeauna dacă n-ai două mâini, cu una nu poți să lupi, ca lumea nici cu asta. Și dacă sunt bolnav amândoi, nu mai poți să lupi nimic. Am pățit-o pe pielea mea. Mă duc la spital să fac un remedel, da? Pensionar, am lucrat 40 de ani. Am fost ieri, am bine la mine, mă programez ieri pentru luna februarie și s-a ajuns luna la sfârșitul lunii martie. Adică s-ar putea cineva să munce pe oliva. Deci nu sunt bani. M-am dus acolo la doamne, m-am dus și la spitalul județean, m-am dus și la Polisano, m-am dus și pe... cu care lucrează casa de asta? Spune că nu au bani. Păi n-am înțeles că guvernul decide când mă îmbolnăvesc eu. Mie când o luat din pensie pentru sănătate, am plătit luna. N-am plătit peste două luni. Și nu sunt numai o situație. Și încă o rugăminte, că profit că sunt domnii consilieri și de o parte și de alta, o rugăminte și din partea la medicul meu de familie. Câte 30 de persoane consultă pe zi, li se decontează doar 20 de persoane și nu-i să-mi luăm nici punctul. Deci rugămintea mea este ca și domnii consilieri, poate să vină prin cartiere, să iei legătura cu noi. Nu le spune. Și le explicăm. Dar să știți că cetățenii nu mai vor lucrul acesta. Li se ducă banii lor de aici. Dacă ar fi un județ care are, îi dă înapoi. Nu pot să fac agogul, iau cu 9, vin cu 8, să mă aflu în afacere. Îi dă înapoi. Dar dacă nu mai dă, adică noi dăm că muncim și alții primesc că stau. Nu. Da. Atât. Mulțumesc. Poți să vă răspund eu, domnule, de la voi. Poți să vă răspund? Da. Ca să fie clar că tot eu nu știu despre ce este vorba. Deci, la nivelul municipiului Sibiu, se încasează impozitul pe venitul global, da? Da. Unul dintre județele performante din acest punct de vedere, da? Pe cap de locuitor avem un impozit pe venite peste 2200 de lei. Ceea ce nu multe județe în țară au. Eu vorbesc acum de județ, că cifrele sunt pe județ. Legislația prevede că din impozitul pe venitul global colectat la nivel de UAT rămâne la UAT 43%. Da? Și 57% rămâne la Guvernul României. Este inacceptabil ca noi, din ceea ce realizăm, noi vorbesc toate UAT-uri, UAT înseamnă Sibiu, Craiova, Constanța, deci toate municipiile și nu numai municipiile reședință de județ, municipiile din România, să primească doar 43% din ceea ce ei realizează, că acest impozit pe venit se realizează în cazul de față municipiul Sibiu. Și de aici a apărut nemulțumirea că cu acești bani, având în vedere creșterile mari, în primul rând a salariului minim pe economie, a creșterilor salariilor în domeniul construcțiilor, a creșterilor prețurilor la materialele de construcții, a făcut direcția tehnico-analiză, numai la bitum s-a scumpit cu 40% prețul, bitum care intră toate străzile care le asfaltăm. Cu aceste sume nu mai putem progresa, stagnăm, rămânem unde suntem. Noi nu dorim să rămânem, cum se tot spune că sunt, nu vă dăm mai puțin decât anul 2017. Ba da, am încasat mai puțin decât în anul 2017 cu 7 milioane de euro. Și în ritmul ăsta vom încasa tot mai puțin. Deci noi ne dorim să primim 60% minim, înțelegem că nu putem să primim tot. Că din acești 100% trebuie să meargă și la Consiliul Județean și la alte instituții, dar ne dorim să primim 60% să rămână la municipii. Nu-i vorba de Sibiu, este o problemă de principiu. Toate municipiile ne dorim acest procent. Ovila.